Domnul Țuțuianu, noi vrem... Ce faceți? Dați jos al doilea guvern ca să scape Dragnea de pușcărie? Vă dați seama că rămâneți în istorie ca un partid de infractori și de hoți? Ce se întâmplă, domnul Țuțuianu? Vă gândiți cum o să vă judece generațiile viitoare? O să ajungă lumea, domne, să vă scuipe pe stradă. Ce aveți de gând cu noi, domnul Țuțuianu? Hoților, hoților, la pușcărie! De ce nu vorbiți? Nu vă e rușine ce faceți? Sau vă e atât de rușine încât nu puteți să vorbiți, să dați o declarație? Vă simțiți bine să știți că transformați România în paradis al infractorilor? Da, vedeți, liderii PSD ies unul câte unul, n-au nimic de spus. Pare că le este și lor rușine de situația în care au ajuns. Da? Vedeți aici Audi de lux. Domnul Țuțuianu va primi inclusiv un spune nu corupților, da? Spune nu corupților. Haideți să vedem reacția, poate are vreo reacție la asta, ia. Haideți să vedem. Deci este incredibil, liderii PSD ies unul câte unul, complet sedați, complet rămași fără replică, complet bulversați. Dumnezeu știe ce s-o fi întâmplat aici la Comitetul Executiv al PSD, dar sunt toți complet zăpăciți. Este ăștia vin din țară așa, iure?